Ești grea, ești relaxată. Acum o să număr de la 1 la 3, iar între timp tu te conectezi mental cu Iuliana. 1, 2, 3. Da, am văzut-o. Cum o vezi? Văzut-o sub diferite forme. La un moment dat mi-a apărut jucându-se copil. Se juca cu poate soră, era cu fată. Apoi mi-a apărut aranjat ceva ca niște căni într-un dulap. Nu știu de ce mi-a venit imaginile astea. Din punct de vedere energetic, cum este? Ce culoare are corpul energetic? Ea este o fire veselă, o văd zâmbind, e caldă și veselă. Corpul energetic este zice de culoarea vinetei. Are și mov și negru. Este o culoare închisă sau deschisă? Are părți unde este mov aprins, unde e mai deschisă, unde este mov închis, unde este negru. Dar predomină movul. Mov negru sau negru. Care este nivelul vibrațiilor tale, Maria? Optsprezece mii. Mărește-le până la o infinitate. Da. Și acum iau în brațe, te rog, pe Iuliana și îndepărtează toate energiile negative din ea. Acum corpul energetic este alb, dar are și negru. În zona inimii, așa este o bucată mare neagră, în zona capului și mai are pete mici negre. Ok. Înseamnă că le-a sunt entități. Spune-le acelor entități sau acelei entități, dacă e una sau mai multe, să iese acum din corpul fizic și energetic al Iulianei și să se așeze în fața ta. S-au pus în ordine descrescătoare. Cât sunt? 7. Cum arată? Ce sunt? Primul este o entitate.
E mai mare, este o entitate, ceilalți sunt de mărime mai mică și sunt umani descarnați, trei, iar trei sunt copii, arată foarte mici, erau pe picioare plasat în picior sau pe amândouă, nu mai știu, am văzut puncte. Puncte așa, dar sub formă, nu chiar puncte, parcă erau niște inimioare, parcă erau niște flori. Deci trei adulți, trei copii. Și o entitate. Acea entitate ce este? Ce tip de entitate este? O corniță. Oh, prietenii mei. Da, până nu am atins, nu mi era foarte clar, dar l-am atins și a venit așa în ochii mei cu capul. Spune la bivolul respectiv să se prezinte. Cum se numește? A zis că dacă ne place să-i zicem bivolul, să-i zicem bivolul. Ok. Este că are și niște coarne, a zice că de bivol. Pentru că sunt în față, nu sunt, alții le au drepte, alții le au așa pe spate, ăsta le are așa în față. Dar le are, nu știu, bivol exact cum au, așa că am văzut eu bivol. Dar ăsta le are așa, sucile. Bun. Întreabă-l dacă el a băgat în corpul Iurianei cei șase umani descarnați sau dacă au venit ei de bunăvoie să intre în ea. El i-a atras. Cum i-a atras? I-a păcălit. Mă las să vorbesc cu el? Da. Bivol, mă auzi? Da. Ce faci, prietene? Ce te pasă? Îmi pasă bunăstarea ta. Și a Iulianei și a celor șase umani descarnați. Ție, ce-ți pasă? Mie nu-mi pasă. Dar de ce nu-ți pasă? N-am sentimente. N-ai sentimente? Nu. Foamea ce reprezintă pentru tine? O senzație. Bravo, bun răspuns. Pentru ce ai atras acei șase umani? Să ne jucăm toți, să speriem și mai tare. A, deci la voi... Ei erau un corp, corpul energetic. Erau în corpul Iuliane? În corpul cei mici, erau în corpul ei energetic. Cum intraseră? Au rămas acolo. De când? Poftim? Nu știu, am găsit acolo. Păi întreabă-i. Pentru o altă viață. Vezi că ai aflat. Și adulții? Au fost atrași de ea. De ce? Sau mai bine zis, ce i-a atras? Tristețea ei. Dar de ce acești trei adulți nu au plecat unde le e locul și au preferat să stea, să savureze tristețea?
Dove o frecvență joasă când au plecat din corp. Am înțeles. Și colacul este cum poți să te-ai gândit să intri și tu, a? De ce nu? Voi, ce senzații i-ați creat Iulianei sau ce neplăceri? Plâns, depresia. De ce în momentul când vrea să intre în hipnoză avea o senzație de sufocare? Am avut o grijă. De ce e frică să doarme în întuneric? Ne simte prezența. De ce e frică să nuate? Asta nu știu. De ce nu-i plac comediile? Că e pe o frecvență joasă. Ea este pe frecvență joasă? Da. De ce uită tot ceea ce citește sau tot ceea ce învață? Are niște jucării pe creier. De ce iubește să doarmă atât de mult? E lipsită de energie. O să o întrebare. Dacă voi, drăgușorii, rămâneți în corpul uman atunci când sufletul și spiritul îl părăsește. Ce se poate întâmpla cu voi? Îi luăm cu noi. Îi atragem într-un loc al nostru. Voi puteți să intrați într-un corp fără viață? Nu avem ce căuta acolo, nu vrem să intrăm. De ce nu vreți? Nu sunt emoții. Un corp fără viață nu ne trebuie. Ok, dar puteți exista într-un corp fără viață? Nu. Păi vezi, nu era mai simplu. Nu era mai simplu să-mi zici asta. Înainte ai spus că îi atrageți voi într-un loc al vostru. Ce loc este acela? Este o altă dimensiune mai joasă. Păi și ce faceți cu ea acolo? Îi ținem prizonieri. Tot tu te-ai ocupat și de partea financiară a Iulianei? Noi toți. Da, de ce? Îmi place să o schimb supărat. Corect. Ați interferat sau interferați și cu fiul ei, Luca? Da. De ce? Avem și mai multă energie atunci. De cât timp interferați cu ei?
Și cu Iuliana și cu Luca.8 ani. Dacă te-aș pune acum să dai înapoi toată energia care ai luat-o, ți-ar place? Nu, de unde? Dar nu e treaba mea. Te împrumut. Nu pot. N-am cum. Dar înțelegi că nu mă interesează. Faci rost. O dai înapoi. Interesantă gândire, nu? Ce-ai mâncat, ai mâncat. Nu mai există. Bun. Știi de ce am venit? Bănuiesc. Poftim? Bănuiesc. Ia zi, ce bănuială ai tu? Că trebuie să plec. Ai o bănuială foarte bună. Auzi, dar de ce anumiți preoți nu pot să vă scoată din corpurile fizice sau energetice ale oamenilor? Nu, e o frecvență așa de mare să ne alunge. Ok, super. Bun. Ascult, Maria. Maria? Da. Te simți bine? Da, da. Bun. Întreabă-i pe acei umani descarnați dacă vor să plece la locul lor de odihnă. Da, vor. Toți 6 și adulții și copiii? Da, da, toți 6. Care este nivelul vibrațiilor lor? Ridică-le la toți vibrațiile până la nivelul de 7544. Da. Și acum deschide-le, te rog, un portal și spune-le să plece. Să pleci acasă. Da, au plecat. Ok, super. Acum spune la bivolul să scoată absolut toate implanturile din Iuliana și să se grăbească. Am tot vrut să zic, dar n-am zis. Cei mici erau ca niște feți, nu erau tocmai copii. Cred că au zis că sunt din altă viață sau da, nu mai știu. Da, da, din altă viață. Da, aveau niște forme, nu erau și aveau o culoare așa destul de închisă. Erau niște forme, nu erau foarte bine definiți. Am înțeles. Iulian are pe cap așa ca și cum ar avea o căciulă cu moți. Sau ca și cum ar fi o antenă. Da. Deci e așa o bentiță și din bentiță niște fire și aici se adună toate într-o undeva în partea de sus ca și cum ar fi un moț. Da. El i-a pus-o, zice că nu era tot timpul acolo și asta era pentru când era
departe ca și un punct de reper. Era cu ea. El intra și ieșea, nu era tot timpul cu ea. Cred că ea avea și stări când era acolo, era mai afectată, când pleca, se simțea mai bine, cred că oscila în... Când era bine, când era rău, când se simțea bine, când... Nu? Și spre urechi din asta, mai are ceva? Niște capsule. A scos ce are în cap și arată așa ca un schelet de coroană. Iar în partea de sus parcă ar fi un cristal. Mi-am zis eu un moț, parcă ar fi un cristal de culoarea bronzului, să zic. Ce cristal e ăla? Îmi vine cristalul pământului, dar nu știu dacă există așa ceva. Întreabă... E un cristal negru. Poftim? E un cristal negru, mat. Întreabă-l de unde a procurat acel cristal. Mi-a zis că nu e un cristal, e un cristal eteric, dacă vreau așa, dar nu e un cristal cum știm noi. Cristal eteric. Cum? Unde? Nu cunosc noțiunea de cristal eteric. O aflăm acum. Unde se găsesc aceste cristale eterice? Se găsesc undeva sau le fabrică cineva? Ce noi le fabricăm? Cum? Cu puterea minții. Bun. În jurul câtului are o curea. Să dea și pe aia jos. E ca o curea cu... cum se închide o curea normală, așa este, o curea în jurul gâtului. Am făcut-o. Văd inima cam mărită. I-am luat în palmele energetice. Dar are o capsulă și în inima. S-o scoate și pe aceea. Așa ca un bob de fasole închis la culoare. Îi văd coloana vertebrală un pic deformată. Da. Încerc să eu... Și te simți lipsit așa de dorință, de viață. O oscilează câteodată e veselă, zâmbitoare, altădată cade pe gânduri așa e melancolică. Plămânii sunt bine. Tot
Stomac, că am văzut ceva. Îi repar acum. Da. Picatul simt mărit, îl simt, îl văd mărit, foarte mărit. Verifică să mai aibă și acolo un implant. Chiar așa ca o sfoară cu mărgele acolo. Întreabă-l pe bivolul la ce folosea acel implant din ficat? Acolo iese din supărări, acolo de acolo îi provoca. Iar e așa ca o ață. Așa cum ar fi niște boabe de fasole din ață în jos, așa. Ok. Le-a tras de acolo, îi merge de zioficatul. Mă întorc la inimă, că simt că acolo ceva nu e în regulă. Bătăile inimii nu sunt în regulă. Da. Inima bate cu putere, nu știu cum să spun. Îi mișcă corpul așa când bate. Din ce motive? Implantul care a fost acolo i-a dereglat. La comandă ca să bată la nivel optim pentru ea. S-a putut. Văd așa pompând, așa face, așa. Uite acolo ceva, nu e în regulă cu... Cred că cu valva se numește, acolo nu e ceva în regulă. Da. Mai era un inel pus pe... Pe arteră, cred că. Parcă-l pus de ei. Poftim? Parcă nu ar fi pus de ei, deci inelul este băgat prin țesut. Doar că este puțin mai... E o ridicătură mai mult, în schimb. În interior este un inel ca și cum ar fi din multe lițe. Ok. Chiar nu să vină în fața ta acea entitate care a pus acest inel? O femeie. Cum se numește? Îmi vine Marga. Mai las să vorbesc? Da. Marga, ce faci? Mă auzi, Marga? Da. Te-am întrebat ce faci. Nu. Cum? Vreau să vorbesc cu tine. De ce? Să mă deranjezi. Nici eu nu vreau să vorbesc cu tine, că nu-mi face plăcere să vorbesc cu tine, dar, din păcate, trebuie să vorbim, să-mi spui ce este acel inel, când l-ai pus, de ce.
Da, cineva m-a pus să-l pun. Cine te-a pus să-l pui? Mare. De ce te-a pus? Așa am vrut el. Ce avea de câștigat Marius din acest tiner? Îi blocheze inima. Să nu mai iubească pe nimeni. Tu ești un omuleț. Cum ai reușit să pui tu acest inel în inima altui om? Am și ajutoarele mele. Cine te ajută? Nu spun. Ba, îmi spui. Nu vreau să spun. E, asta e altă chestie că nu vrei să-mi spui. Dar până la urmă o să-mi spui. Hai să mai pierdem timp. Al din baltă. Al din baltă? Ce este acea entitate din baltă? Presupun că nu e un peștișor. Dar? E cineva care mă ajută pe mine când am nevoie. Ea cheamă să vină în fața voastră. Și lasă-mă cu Maria. Nu vine dacă nu apteam. Cheamă. Nu vreau să-l deranjez. Aș putea avea probleme apoi. Cum se numește această entitate? Nu știi tu. Poftim? Știi tu cum se numește. Ok, dar vreau să aud din gura ta. E diavol. Wow. Voi oamenii vă încurcați cu tot felul de entități stupide. Și credeți că e diavol. Lasă-mă cu Maria. Maria? Da. Ești ok? Da, da. O să număr de la 1 la 3, iar la 3 acest diavol din baltă o să apară în fața voastră. 1, 2, 3. Cum arată? A ieșit dintr-o apă, un cap de tot un animal care trăiește în apă. Se arată cu un porc, ca un porc mare. Mare. Dar de ce e furios? Întreabă-l mental. Ce te dorme? Spune-mi că îmi cer scuze că l-am deranjat din somnul lui de frumusețe. De ce o ajută pe Marga? A făcut o înțelegere cu ea. Presupun că în înțelegerea aia Marga își pierde spiritul sau și-l donează în favoarea lui? Ea crede că ea e șefa, dar de fapt el este șeful. Treaba lor. De ce umblă cu nume false? De diavol. Așa le place să umble. Le plac jocurile. Of, toți drăgușorii ăștia pârliți nu știu să facă altceva decât să se joace. În fine, întreabă și pe această entitate și pe Marga, care din ei vor să scoată acel inel din inima Iulianei? Cred
A uitat unul la altul, el i-a zis ei, ea i-a zis lui să facă treaba asta. Ok, și ce se întâmplă? Nu s-au hotărât. Pentru că inelul este în, în țesut. Și ei vorbesc acum că ar trebui să taie acolo ca să-l scoată. Întreabă-i cum l-au pus în țesut. Au tăiat și atunci? Da. Da, da, au tăiat așa rotund, puțin, l-au pus acolo, ca o sârmă, așa au înfășurat de mai multe ori, au strâns bine și apoi a crescut iarăși de la sine, a crescut. S-a regenerat corpul. Da, da. Ok. Privește scena și îți spunem cine l-a pus, Marga sau entitatea? Entitatea trimisă de Marga. Ok. Am văzut, da. Ok, spune acele entități să scoată, să se miște și să scoată acel implant cu foarte mare grijă. I-am spus, s-a dus acolo, a făcut o tăietură subțire și perfect. Sper că rotundă așa, dar foarte subțire și dreaptă. Și acum desface acea sârmă și o pune pe, așa ca pe un deget o strânge. Mă uite la acea, cum rămâne acum. Acolo și îmi vine așa în minte că putea să-i fie fatală, că intrase în, și în partea unde este o membrană. Văd membrana foarte bine și o văd că o strânsese așa. Nu mai era, era destul de înfundată. Foarte, dar totuși o strânsese, cum să zic, ca un furtun pe care îl strângi, se adună așa în cute. Așa era adunat în cute, se pute așa, funcționa, era funcțional totuși. Dar nu, fluxul nu era bun de sânge, îi dădea așa un șoc, de fiecare dată un șoc venea cu viteză, se oprea, apoi iar ieșea, deci avea așa ca și un șoc. De fiecare dată. Întreabă pe Marga dacă realizează că prin tâmpenia asta putea să moară Iuliana? Nu s-a gândit. Dar de ce nu se gândește? De ce nu? Pentru ce poartă creierul ăla în cap? Pentru ce poartă? A fost plătită pentru asta și s-a bucurat de banii care i-a luat. Mă l-au bani sunt de buni. Văd așa, urteam că așa de bani a primit. Și pentru banii ăia e în stare să ia viața altui om? Nu a vrut să ia viața decât să o țină prizonieră. Nu prizonieră, nu s-a gândit a fi prizonieră. O ține lângă un bărbat care a zis că o iubește și o vrea pentru el. Păi și dacă se întâmpla ceva cu viața Iulianei? Habar n-avea ea că din cauza ei a fost așa ca și cum ar fi uitat, a făcut atât de multe că și uitase de Iuliana. O spune că unde o să ajungă ea o să fie foarte distractiv. Pentru alții, nu pentru ea. Și sincer, își merită soară. E tare frică și a pus mâinile în cap. Dar de ce e frică? Poate o să primească bani și acolo. Sau mai știi, ajunge pe jucăria acestor diavoli, cum îi numește ea. Și din câte au observat, sunt foarte jucăuși și cred că au și o imaginație destul de bogată. Deci, o să fie distractiv.
dar nu pentru ea. A scos implantul din inimă. Da, l-ascult, da. Ok. Îi Spune-mi. energizez eu cu mâinile mele locul. Super. Între Își timp. revine, își revine chiar și membrana strânsă, și încrețise așa, și-a revenit și și locul acolo e aproape în totalitate. Refăcut. Da, în mijloc mai este puțin acolo unde a fost acel implant, mai e puțin. În timp își va reveni. Spune-i și lui Marca și la acea entitate să-și deschidă cât un portal și să plece. Unde vor ei? Marga cere ajutor, ce ajută acum aproape. La câte a făcut. De fapt, stai, nicio problemă. Dacă cere ajutorul, cheamă-l, te rog frumos, pe Iisus. A venit. Salută-l. Înclin în fața lui, se înclină în fața mea. Ok. Și întreabă dacă această femeie Marga merită să fie ajutată după tot ceea ce a făcut. Da, merită să fie ajutată. Orice suflet care conștientizează că a făcut rău merită să fie ajutat. Cu toți suntem copiii tatălui și chiar dacă ne pierdem pe parcurs, dacă conștientizăm că am făcut rău, merităm să fim în împărăția tatălui. Ok, atunci rog-l frumos să o ajute pe Marga. Ea tăia legătura dintr-o lovitură așa, ea tăia legătura cu aceștia, o legătură avea cu unul singur, o legătură puternică, o legătură energetică puternică, ea tăia legătura cu el. Da. Și acum îi lucrează pe creier ca să reveni să uite. Ok. Între timp, întoarce-te, te rog, la Iuliana și vezi dacă mai are implanturi puse de bivol. Sunt trei biluțe undeva. Ar putea fi, dar nu aparțin corpului, nu sunt legate de ceva. Cred că are trei chisturi pe un ovar. Ajută, te rog. Da, le-am ars cu energia mea, în palme. Perfect, continuă. Văd așa pe picioare, pe amândouă picioarele, câte un fir negru. Cred că e o energie rămasă sau ceva. Sau poate sunt bine. Nu, e un fir negru de sus până mai jos. Elimină-le și pe acela. Erau niște tije care îi dădeau senzație de picioare grele. Pe unul era mai greu, gros, pe unul mai subțire. Și sunt de când era copil și au crescut așa, au fost ca și cum ar fi putut să crească, să le facă mai mare, s-a făcut mai mare așa între timp. Le-am ars cu energia mea.
Fără bine acum. Bun. Care e nivelul vibrației? Super. Iisus a terminat cu Marva. El a ținut mult timp mâinile pe capul ei. Ea sta cu capul plecat în continuu. El a făcut așa ca și un tratament ca să uite tot ce a făcut și... să-și îndrepte viața, să facă cu totul altceva. Va avea o schimbare radicală. Ok, super. Mergi, te rog frumos, acum cu Isus și cu Bivorul la copilul Iulianei, Luca. Și vede da. Unde a pus implanturi. Iuliana este conectată prin cu copilul prin plexus solar. Da. Și el o percepea. Eu spun că facem bine. Și văd. El o percepea pe mamă cum este și prelua stările. Legătura dintre ea și fiul ei este o legătură normală între mamă și copil. Da, da, o legătură normală, un cordon energetic da. Absolut normal, da. Ok, perfect. Alte energii sau implanturi care nu îi sunt proprii are în corp Luca? Da, are și el un fel de coroană pe cap. Diferită de a Iulianei, are așa niște... Și tot la în fiecare vârf, așa, are un fel de cristal. Tot Bivolul a pus acea coroană? Tot el, da. Spune ca să o dea jos. A luat-o. Altceva a mai pus? În inimă același bob de fasole, văd. Se scoate absolut tot ce a pus și urmărește să vezi ce face. Acest bob de fasole avea un fir care ieșea prin spate. Da. Eu le-am luat și le-am topit. Nu chiar topit, le-am... s-au stricat în palma mea. Au o culoare așa... maro. Ok. Super. Da. Continuă, te rog. Nu mai văd la băiat, nu mai văd energie. Cred că mai are, dar îi văd un corp destul de bun, destul de frumos. Super. Spune-i, te rog, roagă-l, te rog, pe Iisus să-l ia în brațe și să-l energizeze. Văd și pe el transformat cu un corp energetic frumos. Perfect. Acum o să număr. Iuliana a venit și ea și s-a ca și cum ar fi cerut și ea același tratament și a luat-o și pe ea în brațe. Ok.
Între timp, eu o să număr de la 1 la 3, iar nivelul vibrațiilor al lui Bivolu vor fi de 100. 1, 2, 3. Cum se simte? A avut un șoc. Nu știu ce i s-a întâmplat. A avut un șoc. A tresărit așa. Acum mă face, se bate cum e cineva de epilepsie, așa face. A crescut dintr-o dată și apoi s-a căzut la pământ și se zvârcolește acolo. I-au căzut coarnele? Nu, eu cred că au căzut coarnele. Lasă să se zvârcolească puțin. Într-o baltă, așa, se bate într-o mocirlă. Bun. O să număr de la 1 la 3, iar nivelul vibrațiilor lui o să fie 500. 1, 2, 3. Acum ce face? Ca și cum ar avea probleme cu inima, ține amândouă mâinile, să zic mâini că sunt așa, ca și cum ar avea mănuși bine definite, la inimă și țipă. Întreabă-l de ce țipă? Când se întâmplă ceva și nu știe ce. E frică? Altceva, nu știu ce-i cu el. Iisus ce face? El vede scena și are așa un zâmbet în colțul lui. Întreabă-l dacă această entitate de vibrație joasă, dacă merită să fie o entitate de lumină? Atâta timp cât nu vrea, nu avem ce face. Întreabă-l pe Bivol dacă vrea să fie entitate de lumină. Nu. Bine, treaba bine. O să număr de la 1 la 3, iar la 3 o să-și revină la vibrațiile care le-a avut înainte. 1, 2, 3. Se simte mai bine? V-am văzut acum ca pe un câine așa, ca pe a ridicat capul spre tine. Care a ridicat capul spre tine? Da, 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 avea... era ca un câine negru. Dar de ce a ridicat capul spre tine? Cred că a fost să mulțumească că a venit înapoi. Așa de ce câine. Pentru că n-avea o privire urâtă, avea o privire frumoasă. Întreabă-l mental. Cred că s-a obișnuit așa și așa îi place. Bun, ok. Spune-i să-și deschidă un portal și să plece unde vrea el. Data viitoare, dacă îl întâlnesc, nu o să mai aibă acea soartă. A sărit într-o apă. O apă cu stuf și cu mătasa broște a sărit acolo. Nu l-am mai văzut. Ok. Picioarele din spate erau ca la gâscă. Nu văd picioarele. Roagă-l, te rog frumos, pe Iisus să vă spună de ce Iuliana a venit în această viață și în această familie? Care a fost motivul venirii aici, reîncarnării aici? Ea a venit să aducă pace în familie. Da.
Nu prea reușit și atunci a fugit. Altă. De-aia trebuie să aducă pace, să împece ceva acolo, un conflict în familie. Ok, și dacă nu a reușit chestia asta, ce o să se întâmple cu ea? Mai are timp. Ok. Nu este încheiată misiunea. Mergeți rapid, vă rog toți, în fața Consiliului de Reîncarnare și vedeți și spuneți-i să vă arate contractul de reîncarnare al Iulianei. Sunt niște omuleți ca și cum ar fi sculptați, așa îi văd. Întreabă-i dacă este trecut în contractul de reîncarnare al Iulianei, dacă dă greș în misiunea ei, dacă trebuie să se reîntoarcă din nou. Da, ea a zis că se va întoarce până va aduce pace în această familie. Ok, întreabă-o pe Iuliana dacă mai este de acord acum cu această clauză. Ea vrea să rezolve această problemă în această viață. Bun, dar este de acord să se întoarcă dacă nu o rezolvă? Nu mai vrea. Ok, atunci Se pare o misiune aproape imposibilă. spune-le membrilor Consiliului să refacă contractul scoțând această clauză. A șters-o. A șters-o așa cu mâna. A făcut așa cu mâna și a șters-o. Ok, să semneze și Iuliana și toți membrii Consiliului. Da. Bun. Acum mergeți la cauza sau de ce Iuliana a avut acel vis despre casa tatălui ei, unde se aflau cărbuni deasupra acelei case. Bă, nu erau tocmai niște cărbuni, erau niște ea a văzut cărbuni, eu îi văd în partea de jos, într-adevăr negri, iar în partea de sus cade foc, luarea focului. Ca și cum ar fi niște flori pe un postament, ceva. Oh. Acele flori, să le zicem așa, erau entități sau ce anume? Aeronave. Nave ale cui? Partea de sus se învârte și partea de jos nu. O să învârte în partea cealaltă. Nu că se învârte una în stânga, una în dreapta. Așa fac. Cui Da, aparțin acele nave? nu văd mai mult de atât. Nu-mi vine niciun răspuns. Bun. Întorceți-vă înapoi acum. Deci acele nave au fost așa într-o toate, într-un cerc, dar un cerc care nu stă drept, nici vertical, e oblic, așa.
Așa au mers ele. Nu știu de ce au făcut așa, că apoi așa au făcut acolo unde le-a văzut ea. Și apoi una câte una au plecat. Au venit, au făcut așa, au învârtit toate acolo și apoi a plecat una câte una. Da. Întreabă-l pe Iisus dacă știe cărei rase de extraterestri aparțin acele nave. Ce arhoni? Arhoni? Da. De unde vin acești arhoni? Arturia. Și ce interes au avut ca Iuliana să-i observe? Ai grijă, Monica. Se hrănesc cu vibrațiile joase? Au luat atunci, au luat, nu, nu interferează acum cu ea. Ok, am înțeles, super. Bun, întorceți-vă înapoi pe pământ. Da. Mulțumește-i lui Iisus pentru ajutor. Da. Și spune că poate să plece unde vrea. Da, ne-a făcut cu mâna așa și a deschis un portal și a fost. Perfect. Acum mulțumește și Iulianei și hai să mergem. Ia, m-am îmbrățișat. Am zis că deja e mai bine. Super.